Tragerea la sorți a fost condusă de președintele Tribunalului Giurgiu, judecătorul Lucian Aidin. Vom proceda în conformitate cu dispozițiile art. 21 alinea 2 din legea 370/2004 privind alegerea președintelui României, la desemnarea prin tragere la sorți direct pe funcții a președinților și locțiitorilor secțiilor de votare ce vor funcționa pe raza județului Giurgiu. Împreună cu grefierul șef și cu consilierul de relații publice, președintele tribunalului a avut o misiune destul de dificilă, pentru că a fost nevoie de ceva timp pentru a se trage la sorți numele președinților și locțiitorilor celor 244 de secții de votare din județ. Avem o misiune mai dificilă, e vorba de 244 de secții, deci va trebui de 244 de ori să facem extragerea din bol. Avem aici lista cuprinsând persoanele dintre care pot fi desemnați președinții birourilor electorale și locțitorii, tocmită în conformitate cu dispozițiile art. 21 alinea 7 din aceeași lege, transmisă de către instituția prefectului.